Bună ziua, dragi prieteni, BZ Life, e luni, am reluat șirul edițiilor în acest interval. În acest interval aducem în fața dumneavoastră nu doar a ieșenilor, a românilor plecați în străinătate, ieșeni plecați în străinătate, oameni ai cetății. Și vă asigur, știu că domnul Serbina, Ion Serbina, domnia sa este invitatul nostru, un om care viața și-a dedicat-o administrației județului nostru. E un om care nu-i plac cuvintele mari, tocmai de aceea nu are rost să mă apuc eu acum să ridic în slăb pe cineva. Domnul Ion Serbina este domnul Ion Serbina. Mulți dintre dumneavoastră, poate din vechile generații, îl cunoașteți, vi-l reamintiți, dar e important să-l aducem în prim plan pe domnul Ion Serbina și pentru actualele generații. Domnule Serbina, mulțumesc frumos, în primul rând, că ați acceptat invitația noastră în platoul BZ Live. Da, și eu vă mulțumesc. Sigur că ar părea un beneficiu să apare acum la televizor. Eu nu prea am, hai să zicem, dorințele astea cum le au unii, dar întrucât, în general, dumneavoastră ați fost obiectivi în ceea ce ați scris și în ziar și ați mai dat și pe, eu știu, televiziune, cred că suntem oarecum la paritate ca și dialog, ca și amiciție. Și atunci, sigur că vin cu plăcere și nu fac niciun fel de probleme asupra întrebărilor. Corectura care aș face, că a spus domnul Serbina, foarte mulți nenorociți după 1990 îmi spuneau tovarășul Serbina. Depinde acum cum numești cuvântul domn sau ce înțelegi prin cuvântul tovarăș. Se știe că tovarășul este un apelativ, este un cuvânt folosit de unii tovarăși care după 1990 tocmai au găsit niște vopsele de astea portocalii, vopsele albastre, vopsele de tot felul și din burta comunismului au ieșit peste imediat după 90 da. Cohorte de liberali, cohorte de alte partide. Știți cât au fost în 1990 la alegeri parlamentare, câte partide s-au înscris? 285. La ora asta, pe câte am înțeles eu, încă au mai rămas, sau mă rog, s-au transformat, sau vreo alte 200. Vă dați seama ce țară putem avea noi dacă trei oameni, și aici e legiuitorul, îi permite, mă rog, românului să se constituie el într-un partid. Dar, ca logică, cum poți să crezi că ar exista într-o țară sau oriunde în lume 200 de doctrine? Totuși e cam multișor. Hai, cam multișor. Fiecare cum îl taie capul. Unul se face ecologist și iubește brazii. Dom'le, are așa o pasiune pentru braz, că o pune și pe siglă, noi să iubim, să apărăm țara, nu știu ce, ne-o taie ăștia, ne-o fac ăștia. Nu, oameni buni. De pe zonele muntoase, unde se taie ca în jungla amazoniană, nu sunt drumuri pe unde iese, să spunem, tirul cu bușteni, este. La cele două capete să pun doi jandarmi și să spune, bă, nene, tu de unde ai ieșit? Păi din pădure. Dă-mi și mie actele. E foarte simplu. Auzi niște discuții de astea și pe televizor și pe mai știu eu ce alte emisiuni, unde vine câte un ministru ăștia de la mediu și alții și alții și alții, vom lua măsurile, vom face, vom... Bă, băieți, spuneți doi polițiști la capete de drum, opriți frumos transportatorul și luați-i bușteană, bă, băieți. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, când avem și președinți și oameni politici care își fac concediu cu austriacul care taie tot în țară, stai și te întrebi așa, oare e frumos din partea lui ce face? Sau e frumos din partea românilor care votează? Că cineva mi-a spus odată, domnule, românul nu este pregătit să voteze, românul e ținut în întuneric, românul, vai de mama lui, că acum avem un procent de analfabet de vreo 40%, ceea ce e bine, că dacă stăm bine și ne gândim, înainte de 44 aveam 80% analfabeți.
Deci Ciumaroșii au cam greșit când s-a apucat să... Da, gata, cu Ciumaroșii s-a terminat, acum mai vedem, că acum avem pandemia, nu știu, pandemia asta, nu știu ce culoare are coronavirusul. Interesant și aici, de văzut. Am văzut pe diverse televiziuni că folosesc niște scaieți de ăștia, parcă tot roșii. Da, da. Sfârșit, fiecare cu talentele sale în materie. Vorbeam, domnule Serbinaș, în sensul corect al cuvântului, de cei 38 de ani ai dumneavoastră, 38 de ani în administrație. Și dacă nu greșesc, din 1992 și până în 2009, dumneavoastră ați ocupat poziția de secretar general al Consiliului Județean. Calculam 5 președinți diferiți ai Consiliului Județean și 11 prefecți. Așa cum spuneați dumneavoastră, la prefecți era mai repede, se schimbau mai repede. Uneori mai tușeau și se supărau pe aia de la București. Privind retrospectiv, iată, aproape 4 decenii, ce au însemnat aceste decenii? Pentru că dumneavoastră ați putut vedea, ați fost implicat și înainte de 89 și imediat după 1990. Dacă ar fi să vorbim despre perioada de până în 1990, cred că ați început la Vaslui. Sper să nu... Bine, la Vaslui a fost și perioada de stagiatură. Da. După care am trecut secretar de primărie la Rebricea, după care am trecut pentru o perioadă puțin cel mai greluță, în sensul că m-au lăsat ăștia șomer un an și ceva. Nu vreau să mă primească nicăieri, apropo de băieții care mă fac tovarăș. Și nu mă puteau accepta ca jurist, pentru că și acum nu o fac pe dezidentul, ferească Dumnezeu. Nu era membru de partid și nici UTC. Și atunci era undeva acolo jurist, fără membru de partid și UTC, punea niște idei la... Și atunci l-am un secretar pe la Rebricea, la Șipote. De acolo m-au luat băieții încoace ca inspectoraș la Consiliul Județean. Iar într-o împrejurare banală, era un șef al securității atunci care conducea o brigadă de partid și a descoperit America, nu era membru de partid. Și i-a spus primului secretar de atunci, era Enache, domnule, ăștia au nebunit, au pus unul care nici membru de partid, nu a fost nici utecist. Și sigur că am fost chemat, bă, băiete, tu ce faci până la urmă? Era în anul 1980, era târziu. Ăștia încă nu vreau să mă facă, că aveam, ca și după aceea, aveam și niște prieteni prin Consiliu. Și au zis, las, mai bine dăm drumul, să ducă, că e totuși rău de gură și prea dă așa. Dar alții au zis, ia lasă-l băi să fie. Și foarte repede m-au făcut șeful oficiului juridic la Ușcap. Aici aveam 25 de juriști, iar CAP-ului la vremea aia, cooperativele agricole de producție, pai, pentru cine nu știe. E bine de precizat. AI-urile, asociațiile economice intercooperatiste, pentru cine nu știe, erau jefuite, dar nu așa, jefuite, pur și simplu jefuite bine de toate instituțiile statului. Când pui un om ca mine într-un domeniu, șef al oficiului juridic, sigur că eu mă uitam în lege și eu m-am specializat foarte repede, foarte repede, nici nu dura vreo 3-4 luni, în ceea ce se cheamă contracte economice. Și atunci am lovit pe băieții noștri veseli din toate părțile. Luam pe vremea aia ceva ca despăgubiri pentru CAP-uri, ceva în jur la 100 de milioane, chiar 200 de milioane de lei pe an, despăgubiri, pentru greșelile care le făceau instituțiile de stat. Vă dați seama că prea agreat nu eram. Și în noiembrie 1989 am avut un tânăr oltean care a propus darea mea afară din partid. Aveam și eu câțiva ani atunci, cât aveam 20, da, 9 ani de acum aveam. Darea mea afară din partid și din funcție. Nu motivat de faptul că, ci motivat de faptul că nu fac dosare penale țăranului român. Sigur că eu eram foarte agreat în lumea satului din Iași și atunci în 90, când băieții anti-ceaușiști au venit la putere, au zis, bă, îl luăm pe ăsta, punem directul la prefectură, avem tot ce ne trebuie, treaba e bună. Numai că iar am intrat, după foarte puțin timp, am intrat în conflict cu noua putere.
Pentru că a apărut legea fondului funciar și restul, cu care eu nici acum nu sunt de acord și n-am fost niciodată, făcută de un băiat cu un mic retard, consilier juridic în Ministerul Agriculturii, la vremea lui Ceaușescu, care când a făcut legea fondului funciar, el nu știa ce-i cu dânsul. Iliescu, care era alt intelectual rasat al sistemului, a semnat-o. Cu toate că am avut o discuție cu președintele de atunci, Iliescu, la Iași, și i-am spus, nu poate fi dată această lege. În primul rând, este o lege care nu are nici cap, nici coadă. Era o lege organică care nu putea fi dată în lipsa unei Constituții. Asta în primul rând. În al doilea rând, fără să măsori pământurile, fără să ai o evidență clară a pământurilor, nu puteai să legi la niște comisii de la comună, de la județ, de pe mai știu eu unde, dă-i lui ăla atât, atât, atât. La vremea aia, așa ca chestiune pitorească, mi-a dat prefectul de atunci, eu eram director atunci, mi-a dat un prefectul de la Galați, a cărui soție ar fi avut de luat vreo 20 de hectare, zicea ea, la o comună Lungani, este aici, pe lângă Iași, da. Undeva. Eu am ajuns cu prefectul, am fost destul de politicos. Băieții de acolo mi-au spus, domn Servina, 2 hectare din acte. Și acum a venit poanta. Da, dacă vreți dumneavoastră, îi dăm 20. La care eu am spus, se pare că nu mă prea cunoașteți pe mine. Nu-i dăm nici 20, nici 2. Da, cât îi dăm? 1.800, că se face 10% reducerea, că așa spune legea. Vă dați seama că în momentul când m-am întors la Iași și prefectul de Galați a discutat cu prefectul de Iași și a spus, nu l-ai adus pe nebunul ăsta. Ăsta e ori tâmpit, ori de ala care... Și atunci am intrat eu în conflict oarecum. Sigur că a urmat o perioadă destul de neplăcută pentru mine, pentru că noua democrație a început să-și aranjeze treburile și unde poți lovi cel mai ușor decât prin mass media. Și atunci îl faci pe ăla că nu are pantofii făcuți, îl faci pe ăla că bea mai mult decât altul, îl faci pe ăla că a făcut o afacere agronomă la care nu aveam absolut nicio treabă, îl faci pe ăla că, un an m-a scris, mi se pare, că în ziar de Iași, că am dat un copil, eu îl dădusem, că parcă nu era comisie și mai știu eu ce, la Amanda Marga, era o organizație indiană, criminală, teroristă, de prin Buzău. Dom'le, și-o scris băieții, și pe prima pagină, dă-ți dimisia, băi, ai vândut cochilul, ai dat cochilul. Așa că, fapt divers, îi informez pe delatorii mei de atunci, că acel copil, pe care nu l-am retras de acolo, am făcut ancheta și am făcut-o bine, acel copil este la ora asta profesor de psihologie. Că dacă l-aș fi luat înapoi, nu mai era profesor de psihologie. Deci, chestiunea este că atunci când te bați în administrația publică, te bați cu mai mult adversari. Te poți bate și cu... Nu, chiar n-am înțeles în mass media, dar era, sigur era, hai să spunem, încurajată, dirijată, poate eu știu, o sinecură acolo de ceva mai așa, mai vedem... Vorba aluia, mai vedem că mai era o clădire pe acolo, pe unde acum este un hotel puțin mai la vale, care trebuia dată și aia. Deci lucrurile se învârteau cu rapiditate, lucru pe care eu îl refuzam sistematic. Și uite așa ajungi persoana non-grata. Dintr-o dată, da. Și uite așa ajungi... Aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, și asta e pentru valabil pentru, iată, tinerii de astăzi, curajoși, i-ați văzut și dumneavoastră, unii mai revoluționari ca alții. Pentru mulți, 1989 a fost momentul eliberator, am instaurat democrația. Să știți că a fost un moment Cum corect. A fost această trecere? Să știți că a fost un moment corect, în sensul. Poporul ăla care a ieșit în stradă atunci, să știți că, sincer vă spun, că a făcut un lucru bun. Oamenii aia nu pot fi bănuiți sub niciun aspect că au vrut să dea jos nu știu ce, nu știu, nu. Ceaușescu era extrem de urât și familia Ceaușescu era extrem de urâtă.
pentru că făcuse niște lucruri extraordinar de grave. Extraordinar de grave. Eu o spun și în cunoștință de cauză. Era atunci când nu făceam eu dosare penale și erau jigodiile alea care mă presau, pentru doiștiuleț se făcea pușcărie. Ori a nu face 6 ani niciun dosar penal, sigur că eu eram luat la ochi, era firesc într-un fel. Pe de altă parte, asta n-ar fi fost nimic. Dar dai o, pur și simplu, aberant. Dai o lege cu 4 cochii să facă femeile, că altfel nu pot face un chirotaj. Deci, practic, nu puteai să ții o femeie în brațe, domnule, că imediat te gândeai ce pățește dacă. Problema cu alimentele. Las deoparte, iarăși mă întorc la aspectul ăsta, să-ți pup femeia pentru că, până la urmă, nu mi-mi pui tu mie, că nu ești tu ăla Vladimir Ilich Lenin și nici Mao Zedong. Pe de altă parte, să faci ce ai făcut cu alimentele, nu era o crimă. Eu eram la CAP-uri, șef, jurist șef, munți de roșii, de ardei, de capia, de vânătă, de produse, de tot ce doriți dumneavoastră, se aruncau la gârlă. Pentru că, dragă doamne, nu aveam benzină, nu aveam motorină, nu aveam drumuri și nu le puteam aduce la Iași, la piețele ieșene. Da. Deci, oameni buni, sub aspectul ăsta, cum să vă spun, băieții au exagerat cu totul. Nu, eu nu pot să știu acum, știa sau nu știa Ceaușescu, era Lenuța care îl înconjurase într-un, mă rog, pachet de ceară pe băiețaș, ăla nu mai știa ce-i cu dânsul. Oricum, manifestațiile alea faraonice le vedea, tip Nord Corea, astea le vedea, că era pe stadion. Putea să se întrebe țărănușul din el, mă băiatule, chiar în halul ăsta mă iubesc ăștia toți. Atâta timp cât... Cum îi stau pionierii ăștia în frig și în zloată și dau din stegulețe și restul și mor de dorul meu? Putea să se gândească la asta. Se pare că ceva s-a întâmplat cu mintea lui, pentru că România, dacă a fost, mă rog, pusă până la urmă la zid, intervenția străină a fost, asta e cu siguranță, dar poporul care a ieșit în stradă a fost corect. Deci, au venit niște revoluționari, niște, mă rog, care dă-mi aia, fă-mi aia... Ghilimele de rigoare revoluționari, da. Păi băieții au vrut să mă facă și pe mine cu certificat de revoluționar. Și le-am spus, vedeți-vă de treabă. Stai, domnule, că ne-ai ajutat, n-am ajutat pe nimeni, băi, stați cu minți. Eu n-am făcut altceva decât să... îi rog pe oameni să nu facă măcel la Iași sau alte chestii, să avem magazine deschise, să funcționăm, era și Crăciunul, era și Anul Nou, erau și celelalte. Și la Iași n-a fost decât acolo la Casa Pătrată, a fost o singură crimă făcută de un militar. Crima a fost făcută de un militar, care și ăla a fost țăcănic, o băga vreo 30 de gloanțe într-un tânăr de asta, fără ca tânărul să aibă o vină. Sigur că am refuzat să fiu revoluționar pentru că nu eram și pentru că ar fi fost totuși jenant așa pentru un om să întindă mâna la stat, dă-mi și mie o sinecură, scutește-mă de taxe, nu știu ce, că vai de mine. N-am ținut arma în mână la revoluție, n-am avut veleități de astea să mă așez pe tronul, scaunul sau... Piedestale și pe... Nu, pentru că n-ar fi fost corect. Absolut. Era clar că nu era corect. Bun, și când i-ați văzut, după, e corect ceea ce spuneți dumneavoastră, poporul a ieșit sincer, pentru că simțea că nu se mai poate. Dar ușor-ușor, când i-ați văzut pe cei care înainte de 89 erau pentru doi știuleți pregătiți să-l bage la pușcărie pe bietul țăran, că dintr-o dată vă dădeau inclusiv dumneavoastră lecții de democrație. Nu, mi-au făcut și anchete. Să ajungem și aici. M-au anchetat vreo 5 ani, nu așa? Adică băieții vesele au trecut la fapte, nu doar la... Sigur că... Dom'le, încă o dată vă explic. Cum vă imagina? Am discutat, apropo de chestia asta, odată cu domnul Raciu. Dom'le, l-am avut oaspete, am discutat liniștit cu el, cu soția lui, cu restul, un om admirabil, Dumnezeu să-l hodinească. Și i-am spus niște păreri de ale mele.
păreri socialiste. Eu, ca să nu mă ascund pe după deget, eu sunt socialist ca structură. Au mai fost niște tâmpiței de ăștia, puțin mai reduși așa mental, care au spus, sigur, comunist! Comunistul, imediat! Comunist! Măi, cretinei lui tata, faceți odată o deosebire între socialism și comunism. Pentru că sunt cu totul și cu totul doctrine diferite, total diferite, dar dacă ei nu vor, îi lăsă în drojdia lor. Spuneam că am discutat cu domnul Rasile. La ce îi spuneam eu acestui om, repet, discuția a fost lejeră, la un moment dat a început să-și noteze. O scos un carnețel un pic și a început să-și noteze. Domnule, sunt foarte interesante lucrurile care le spui. Domnul Rasile, hai să fim serioși. Eu, până la urmă, am fost în partea asta. Dar, domnule, dar știi ce bine le zici? Pentru că eu, între altele, l-am întrebat, dumneavoastră cu domnul Câmpeanu, cu alții, ați candidat la președinția țării. Și s-a vorbit de Duminica Orbilor, că a ieșit Iliescu, Vrăjeală, povești, nu știu ce. Cum vă puteați dumneavoastră, domnul Rațiu și domnul Câmpeanu, cum vă puteți dumneavoastră imagina, cum sunt și alți cretini la ora asta, îmi pare rău de limbajul meu mai direct, care spuneau, domnule, s-au fraudat alegerile. Nu s-au fraudat nimic. În martie 1900 sau când, în mai 1990, Iliescu a ieșit cu 90%. Clar, limpede, lămurit. Toți ăștia care spun, s-au fraudat, s-au făcut, s-au dres, ar fi bine să se uite la anul 2020 cum se fraudează alegerile. Sau ar fi bine să se întoarcă puțin înapoi să vadă cum au pierdut John alegerile. Dar asta așa, ca fapt divers, dacă vor să le dau lecții, le dau eu lecții de fraudă. Și l-am întrebat, domnul Rațiu, cum îți imaginezi, mă tare, că ai fi putut avea, hai să zicem, 5% din voturi sau 10%? Cine să te voteze? Pentru că, bine, chiar și vopsiții ăștia de după 90, da. Păi vopsiții ăștia erau așa, 4,5 milioane de comuniști, 4 milioane de uteciști. Apropo de mulți care după aia au trecut în partea aialaltă, că veneau de la viața studențească, veneau de la arestul, redactor șef după aia. Frumos, interesant, dar trebuie să-i readucem, că de acolo. Hai să mai luăm pe un mare corifeu în materie de presă românească, care împreună cu Tinu, Dumnezeu să-l hodinească, că am pus mâna pe scânteia, a făcut el un adevăr, după aia a spus, stai că jucăm șah, hai să facem gândul, și așa mai departe, după care dă lecții poporului român și la tenis, și la religie, religie și la tot, și la sex, și la... Tot băiatul este superdoxa, superdoxa. Are, domnule, omul ăsta o cultură, și la telecinematică. Și la cinematografie, atenție, el cu da? Pălărie, așa, și science fiction, da? Și la un pic și la science fiction. Cu o fază așa de inchizitor de ăla, așa, și îmi explică el cine a fost Eisenstein, cine a fost Stella, cine a fost Orson Welles, cine a fost... Că fără el nici n-aș fi apucat să știu cine erau ăștia. Domnule, oamenii ăștia, și mă întorc chiar la Rațiu, minunat om. El chiar a înțeles. Și mi-a spus, dragă, eu știam că nu ieșim. Normal. Dar asta e democrația. Am vrut, nu am vrut altceva decât în mod democratic să. Dar ce le-ai permis la isteții ăia să facă după aia ce au făcut? Pentru că au făcut și au făcut rele. Că au fost așa sau că au fost așa. Doamne, au fost alegeri, nu mai țin minte anul, și după alegeri a venit piața universității. Bun, n-am nimic cu nimeni. Dar nu pot să fiu un român cretin să nu văd că Marian Munteanu, care era liderul pieței universității, este om de afaceri în America. Nu pot fi atât de idiot, că n-am cum. Dacă aș fi fost totuși secretar la Șipote, poate că m-aș fi luat cu una și cu alta. Dar totuși am ajuns pe meleagurile ieșene mult împinsul la marginea estică a Europei, Iașu, că așa a fost, și primul care l-a împins că sar de la una la alta a fost Iliescu. Iliescu avea o impresie enorm de proastă despre moldoveni. Iliescu a fost de două ori huiduit
în sala mare la partidul Ieșean, când era prim secretar, da, puțină lume știe, pentru că s-a exprimat absolut mizerabil. Dom'le, în Moldova asta nu poți face nimic, că toți sunt bețivi și trântori. Măi, e brunetul lui tata, ca să nu spun altfel. Brunețelul lui tata. Eu nu spun că moldovenii n-ar fi mai bețivi decât ardelenii, mai ales decât maramureșenii, care săracii, dacă beau și ei un rachiu o dată la 3 luni. Dar să nu uităm că la Brașov jumate erau moldoveni. Exista și un banc pe vremea lui Ceaușescu. Ștefan cel Mare, unde sunt moldovenii mei? La Brașov, măria ta. Deci erau în Bine, erau la Brașov, erau... Da. Cred că era și Iașov la un moment dat. Dacă Iliescu avea cultura de la Moscova, credea că moldovenii sunt altceva. Nu erau altceva. Și păcat că a fost prim secretar la Iași. Nu a făcut nimic ca prim secretar la Iași. Acolo, la Iași, când a făcut cineva ceva, a fost fostul primar Manciuc. Pentru care nimeni nu poate să spună, nici la ora asta, că în Iași n-a fost un titan. Manciuc a fost cel care a creat cât de cât Iașul modern. O sistematizare reală, o urbanizare. A avut și asta. Bun. Cu tremur din 7-7 și a, oarecum a profitat de calamitate și atunci a ras tot. Și strada Gării, și Dobrogeanu Gherea, și altele. Și a făcut ce a făcut. Nu-i vina lui, că nu văd o vina lui, că, mă rog, arhitecții ieșeni și alții au făcut blocuri sovietice sau redegiste. Nu-i vina lui. Așa s-a făcut. Dar maghiarnițele care erau, să nu-mi spună mie vechi ieșeni, vai, Iașul nostru. Parfumat, romantic, istoric. Frumos, da. Istoric, cu tare, cu arcade. Cu... Nu, domnule, era o mizerie de stăteam mintea în loc. Și dacă vreți să o luăm așa, au mai rămas pe Cuzavodă niște aspecte care le poate vedea orice cetățean, cât de frumos era Dobrogeanu Gherea, cât de frumos era Costache Negri, că, păi, domnule, la Costache Negri, unde acum e hala centrală și restul, eu am copilărit în zona aia, tăticul mirosea bălegar și arestul, că veneau țărani cu căruțele, pâinea se aduncea cu droșca, prăvăliile evreiești, românești, cum erau ele, erau prăvălii. Dar să știți o chestie, apropo, era curat în față. Nu ca acum. Înainte nu erau jandarmi și poliție locală. Tăstea să te... Dar comersantul spăla tot și în față chestii. La 6 dimineața era frumos, curat, tot. Deci, bunul semn să știți că nu s-a molipsit. Nu s-a molipsit după 90. Din potrivă, s-a cam pierdut. Acum așteptăm să pierdă și coronavirusul. Da. Și să ajungeți la momentul 1992, ajungeți la Consiliul Județean. Nu, 92. Nu, 1992, da. La Consiliul Județean și nu într-o poziție așa întâmplătoare, vorba dumneavoastră, secretar pe la Șipote sau pe la Lungani, dată Consiliul Județean Iași. Și funcția asta n-ar trebui urcat așa în slăvi. Am discutat acum vreo 2-3 ani cu un parlamentar și un fost consilier și l-am întrebat, măi, ce aveți voi cu mine, unii alții, că, domnule, ești așa, ești pe dincolo, aranjezi treburile, dumneata le lucrezi, le faci, le legi da. Și așa mai departe. La care el mi-a spus foarte simplu, înseamnă că nu știi ce putere aveai. Dumneata era destul să te uiți așa într-o parte și să spui nu-i legal. Să încheia totul. Și noi ce aranjam noi în culisele noastre... Combinațiile noastre, da. Vine dumneata așa nonșalant și spune nu merge, nu-i legal. Și atunci tot castelul nostru de așa se prăbușea. Din punctul ăsta de vedere stricai foarte multe afaceri, fără să-ți dai poate seama. Dar oricum... stricai multe combinații pentru că dintr-o trăsătură de condiții, da, numai că secretarul avea atunci și o putere, și anume, el nu era numit de președinte. La prima mână era numit de Guvernul României, secretarul general de județ, da. Guvernul României, cu avizul prefectului, care nu mi-a fost dat niciodată, adică nu mi-a fost dat până prin 2006. Târziu! Până în 1996.
Dangrea nu mi-a dat niciun aviz. Dangrea scria în fiecare zi, destituiți-l. Ăsta, cum îl cheamă, când... Și era hotărârea Consiliului Județean. Cu trei de astea ajungeai la guvern și ministru zicea da. Și te numea prin ordine al ministrului. Eu nu aveam avizul prefectului, aveam în schimb un aviz al Consiliului, iar până în 1996 eu am fost secretar interimar. Adică aia de la București au spus, lasă-l băi pe Dan Găleaș cu ăștia, lasă-l în pace, că ăsta știe carte. Ei, când au venit CDR-ul în 96, eu le-am spus foarte clar, doamne, cu delegații nu mai stau. Așa, la revedere. A ieșit așa o mică, hai să zicem, altercație între mine și unii și alții. La primărie era Simirat, care dorea din rărunchi, dă-l afară pe ăsta, că ăsta ne distruge totul. Nu i-a ieșit. Că nu i-a ieșit. Era Liviu Antonesi președinte, era Ștențăl vicepreședinte, era domnul Popa alt vicepreședinte la PNC. Măi, și ăștia n-au vrut. Din potrivă. Au făcut ședință, la prima ne-am cam bubuit cu unii și alții, la a doua unanimitate, ordin al ministrului, numit și examen. Ca secretar au dat examen. Am și zâmbit atunci, era un secretar la prefectură. Ule, omul stă o săptămână cu ligenașul, apă rece, tot să învețe. Și tot mă uitam la el, ce ai bă, băieții, cu... Dar la prefectură două rânduri ai de făcut ca secretar și nu mai avea nimic de făcut. Era cu legea fondului funciar, cu niște chestii așa. Vorba vine, și ăsta e, eram să spun, reprezentantul legalității actelor în teritoriu. Foaie verde, ce... Asta e o poveste care o scrie legea, garantul respectării legalității. Ce fel de garant sunt eu? Dacă actul pe care eu îl pun în discuție, trebuie să mă adresez instanței. Și de cele mai multe ori pierd în instanță. Și atunci eu prefect ce sunt. Da, asta e legea administrației, care are gropi adânci, nu așa, ca și Constituția României. În tot meciul ăla, până la urmă, eu am ieșit, că mi se pare chiar ziarul Bună Ziua aia și-o scris atunci, avem secretar nota 10. Băieții care au venit de la București, până la urmă mi-au luat și lucrarea, au luat și notițe și așa mai departe. Dom'le, aici e vorba de cap, creier, experiență, iar eu nu eram un astâmpărat, nu eram un blegovan de ăla, să trăiți, că ne trebuiți, cum erau vorbele. Adică, și mai era o chestie. Secretarul semna un proiect de hotărâre, este conform legii. Nu-l semnai, nu trecea. După aia băieții, și aici am în vedere și PSD și restul, au rostogolit bolovanul și au spus, numirea o face președintele Consiliului Județean. Și atunci, sigur, te întreabă un președinte, băi, tu și tot te aburești, lasă că te aranjez eu. E greu să te bați cu un președinte care, să zicem, că are și justiția ieșană în mână. Că e greu. O să spuneți, domnule, fii atent că suntem la vremea amiezii, suntem treci. Cum adică să aibă justiția ieșană în mână? Oare? Vă spun eu că oare. Unii. Nu toți. În generalizăm. Deci, îmi pare rău pentru, mă rog, hai să zicem, un procent de vreo 25-30% din justițiabilii români, dar restul pe alte coordonate. Domnule Serbina, pentru că acum vedem disoluția valorilor, ați văzut, fără BAC, o să ajungă cu... Nici nu o să mai fie, o să fie opționale. Eu nu știu de ce nu trebuie la Xero să dea la băieților. Fiind corect, de ce erați al dracului? Domnule, în țara asta... Dar nu eram al dracului. Nu, în percepția a ceea ce vorbeam, celor care ar fi vrut să vă adulmece așa, să spună domnul Serbina, asuma tale... Că n-am înțeles asta, nu, sărișoara asta a noastră. S-a spus în loviturile, par ele a fi așa trecute la, dar am avut 7 sesizări penale. Vă dau un exemplu așa banal. Eu am luat prin capacitate proprie, mentală luat așa,
această clădire din Vasile Alexandrie. Unde a fost progromul, unde a fost nu știu ce, unde și mai departe. Chestură și nu are rost să mai intrăm în detaliile istoriei. Aflați dumneavoastră că eu, pentru faptul că am luat acest sediu în proprietatea Consiliului Județean, am fost chemat la DNA București. Am dat cu subsemnatul. Zicând băiețașii ăia care aveau interese în materie, între care și un senator de Iași, care se ocupa el de fotbal, de training-uri și de altceva. Deducem, da. Că am depus acte false în dosar. Deci cât de imbecil trebuie să fii, nu tu care mă torni, poate chiar și procurorul la DNA, când dai drumul la o treabă de asta, în care eu am depus acte false într-un dosar. Bă, domnul procuror, bă, doamna procuror, când ajunge acolo la Curtea Supremă de Justiție sau în alta curte de casație, invocă cineva, bă, tâmpitul ăsta, au depus acte false. Dar dacă eu am sentință de la în alta curte că acest sediu este a Consiliului Județean, nu spui mie după 2-3 ani, au depus, și eram singurul care am depus acte false, parcă eram ăla, nu știu care. Sigur că eu am scos dintr-o gentuță mică, eu mă înarmam când făceam dosarele, nu eram... Am scos dintr-o gentuță poze ale vremii cu evreii morți, înșirați acolo, și i-am spus, cine are de atacat să atace? Contestați, că-s de la arhive. Și am mai pus și niște poze ale timpului nostru, când erau acolo crâșmă, da. Și unde la măsuțele puse pe fostele cadavre ale evreilor, erau procurori, judecători, polițiști și niște băieți bruneți care serveau la masă. Când le-am pus astea doamnei procurori de la DNA București pe masă, aia s-a uitat la mine parcă eram de pe altă planetă. Păi cum, știți, astea... Nu, nu. Și eu i-am explicat cu frumos, doamna procuror, de aici ieșind, astea le trimit domnului Wiesel. Domnul Semean, doamna procuror, dacă eu tot fac drumul la București, ce mi se fac până la Tel Aviv? Exact. Eu azi vârlitură de băț. Eu avionul, m-am coborât la Tel Aviv, mă duc și la zidul plângerii, nu mă apuc de plâns, că n-are sens, dar s-ar putea să plângă alții. Cum da, dumneavoastră, are vreun sens? Nu are niciun sens, fac eu. Dar trebuie să-mi dați totuși o declarație. Da, nu am nimic de declarat. Sunteți mulțumită? Da. Deci, domnule, sau cu afacerea agronomilor. Că v-au legat-o și v-au învârtit-o. Păi stați că dumneavoastră nu știți că n-am la mine, că vă dădeam. Dacă vreți, vă dau. Abia în 1997, după 6 ani de anchetă, 6 ani, când eram chemat, când eram iertat, când eram chemat, când eram iertat, ce constată șeful ajunt al procurorului DNA București? Ce constată în dosarul respectiv? Că eu nu eram nici membru în comisie. Actele care făceau referință la afacerea agronomelor se dăduse în septembrie 1992, iar eu plecasem de la prefect în martie 1992. Nici măcar nu eram membru în comisia care eliberase actele. Atât i-a trebuit poliției judiciare sau ce era și procurorului să constate după 6 ani că nu era membru. Cu toate că eu de la bun început am spus nu sunt, domnule, nici măcar membru, n-am semnat un act de la verificați, era... Eu am făcut acte până în martie 1992. În septembrie 1992, băieții veseli, care m-au dat pe mine în penal, ăia m-au dat. Eu am făcut toate. Cum și la fotbal, ca să o iau și cu fotbalul, așa. Domnul Nechita mi-a spus procurorul, domnule, dumneata, a spus domnul Nechita, a declarat că dumneata ai aranjat să se dea bani la fotbal. Domnule, oamenii ăștia, în afara faptului că au microbul de lațiune întrânsă în ei, au și așa niște chestii așa deviante, că l-am întrebat pe procuror când m-a chemat cu fotbalul ăsta. L-am întrebat, domnule, dumneata ai cele două hotărâri cu banii la fotbal?
Da. Păi uite la data hotărârii municipiului. Da. Păi ce scrie acolo? Păi așa. Și eu la Consiliul Județean am dat o hotărâre, da? După cât timp? După un an. Păi cum puteți fi inițiator, domnule, dacă am dat după un an? Ei, nu, dar știți dumneavoastră cum e. Cum adică știu eu cum e? Pentru că eu când am dat și am apostilat legalmente să se dea la fotbal bani, eu n-am aplicat legea română. Eu am aplicat statutul regiunilor Europei, pe care l-am dat domnului procuror și a fost corect. L-a luat, după care s-a spălat pe mânca Pilat din pont și a trimis dosarul în altă parte, pentru că eu am avut grijă să mă uit în statutul regiunilor Europei, care spunea așa: autoritățile publice locale au obligația să financeze sportul. Păi bine, domnule, Boc la Cluj, Boc, era prim-ministru la vremea aia, sau ce era și primar și prim-ministru, dăduse 3 milioane lui Pascane, cu CFR, și 3 milioane cu Ucluj, 6 milioane de euro. Și tu mă întrebi pe mine cu 250.000 de euro dați numai pentru, mă rog, medicamente, tata, mama, restul? Ce însemna, da. Cam și glumit atunci și i-am spus, domn procuror, dacă tot, hai să facem o treabă serioasă, puneți-mă în celulă cu domnul Boc, poate mai discutăm de dreptul constituțional, poate mai facem și noi o treabă, știi, nu stăm așa în penitenciar, scriem două cărți, urgent. Mai aici, gândindu-mă retrospectiv, apropo de anumite nume invocate, unele dintre ele, sălacele, sunt acum, stau bine la răcoare de ce atenție au fost la a respecta legea, dar n-are rost să mai pomenim aceste momente. Domnule Sărbina, care a fost celălalt mai al dracului conflict sau cea mai tensionată relație pe care ați avut-o dumneavoastră cu un președinte de Consiliu Județean sau poate cu prefect? Și spun asta din perspectiva faptului, așa noi, noua generație și ca jurnalist, vă știau și vă știu un om cu legea în față. Da. Fără partipriuri, nu de la care pe sub sprânceană spunea nu că era un anume interes ascuns. Da, mereu ați mers pe... E neplăcut să zici care și cum. Unul săracu a decedat. Îl care mi-a făcut 7 sezări penale, Dangălea, a decedat. Dumnezeu să-l odihnească, deci, în pace. Bine să nu vorbim de lăsăm în pace, cei care nu mai sunt. Să se hodinească așa. Nu știu ce a avut băiatul ăla. Cred că a fost pus. Că nu-l văd. Oricum să știți că avea o dușmanie puternică. Adică urmărea cu atenție la... Nu exista săptămână să nu trimită la București să mă dea afară. Mi-au spus băieții la București, m-au chemat după 96 și mi-au spus, băi Ioane, vino că ai un fișet de acte, hai să-l iei, să faci ceva cu ele. Că... În restul prefecțiului eu n-am avut. Pisăcaru m-a dat și el în penal cu sportul. Și ei am spus lui Pisăcaru, domnule, faci o mare greșeală. El mi-a spus mie, era și Fleischer de față, președinte, și îmi spune mie, domnule, dar ce să vă deranjeze dacă dați cu subsemnatul? Ei am spus, domnule, eu întreabă asta, cum să vă spun, sunt antrenat. Gata, la mine formulele astea sunt de acum așa, rutină, rutină. Am să mă întreb ce ai să faci când ai să dai tu cu subsemnatul. Ai să transpiri sau nu? Eu de o regulă nu transpir când dau cu subsemnatul. Pe tine ias un prosop la tine. Domnule, și a doua zi eu pus cătușile pe mânălul ăsta și Fleischer îmi spune, tu știai tot. De aici mi s-a tras o chestie, eu având și ochii puțin mai albaștri și restul, așa. Mi s-a tras o chestie, a, pe tine te-o pus să... Am avut mult de ăștia și amici, ai bă că ai fost... Păi cum puteai să fii, cretinule? Cum puteai să fii dacă tu nici utecis n-ai fost în liceu? Cum dracu să te facă ea... Dita mai... Dacă tu n-ai fost membru de partid în facultatea de drept, care era obligatorii, cum dracu să te facă el la secu? Ce ești beata? Dacă băieții vroiau... A, mai erau și de ăștia care... Nu puteau fi, pentru că vă dați seama că era greu ca să... Băieții trebuiau să aibă totuși o patalama, nu puteai să... La președinți, eu n-am avut, hai să zicem, un conflict cu Simirad. Simirad întotdeauna a visat, el visa, să mă dea afară pe mine. De ce? N-aș putea să spun.
Când a venit președinte, am avut o discuție înainte de a veni președinte, eu anticipam că era atunci, el a candidat la USL. Și USL-ul era PSD clar. PSD și PNL și era perioada da. Aia... Eu tras ăștia un șut în fund lui Fleischer, ceea ce a fost o mare măgărie din partea lor. Totuși Fleischer era de-a lor, din 90, da, așa e în politică. Și l-au băgat pe Simirad. Știam că este Simirad și eu am discutat cu Simirad câteva luni înainte de alegeri. Băi, tu ai vreun gând cu mine ca să știu. Să-mi caut pe acum loc ca să... Nu, nu, eu cu tine, ai de mine. Știam că nu va fi așa, nu era nicio problemă. Eu mi-am mutat și biroul, nu mai aveam birou față în față. Sigur, bunii prieteni, unii din bunii prieteni ziari, a, vă dați sus acolo la Cucuieta. Băi, erau cam prostuți unii din trânsii, pentru că ceea ce nu știu ei, că nu știu de unde să știe, nu prea e bine când ai așa o chestie să stai față în față cu un om la 2 metri sau 3 metri. Când trebuia să urce el scările până ce ajungea la mine, dar asta era o chestie de tehnică. Plus de asta, eu fumam în birou, el era contra țigării total. Nu mai sună să mai fume. Până aici, treaba lui. Da, avea și omul dreptate. Însă conflictul mocnea. Și atunci au apărut delatorii. Delatorii de acolo, din Consiliu. Ha! Domn președinte, noi pentru dumneavoastră, noi pentru dumneavoastră. Culmea că delatorii aia care au apărut, într-un fel, erau creațiile mele. N-a zice eu că și acum au rămas creații de ale mele acolo, care nu prea am răspund, de fapt nici n-am treabă să-mi răspundă la telefon sau ceva, dar bunul simț al lor este departe de a-i caracteriza ca și oameni. Eu nu spun că te-am pus director, nu spun că te-am pus aia, nu spun că ți-am ținut palma uneori și nu știu ce. Eu nu spun că să faci o ilegalitate pentru mine. Dar dacă îți dau totuși un telefon și spun, domne, este o femeie care are cancer, care are sânii operați, care are nu știu ce și te rog, nu mai ține la nu știu câte rânduri și restul, și vezi la certificatul de persoană cu handicap ce și cum. Iar directorul pus de mine, dintr-un post oarecare de jurist, îi spune: hai doamnă că ați mâncat destul pensie de la stat. Băiatul ăla are noroc că eu nu m-am dus acolo să-l plesnesc. Pentru că l-a meritat plesnit. O femeie operată de cancer, nu-i spui tu că am mâncat pensie de la stat, că nu ești tu aghiuța rupește. Cel puțin comportă-te civilizat și spune: nu mai întâlnești condițiile legii. Dar nu faci tu golănism de ăsta ieftin, că nu ești la șatră, bă, băiatule, dacă ești director. Da, în sfârșit, n-am mai colaborat sau ceva, pentru că n-avea sens. Nici n-am, îmi repugnă ideea să mai discut cu cineva de aspectele astea. Și apropo, că vă cazat pe ăsta, că eu m-aș fi înscris într-un partid ca să... Dar le-au tras ăștia de la Partidul Conservator de mine și am spus, haide-l. Eu știam că n-am să ies nici președinte, nici primar, că nu eram Agamisă Dantanache. Dar am spus, bă, ăștia o să unească cu PSD-ul, ăștia o să facă nu știu ce, noi prindem vreo 3 posturi, cum se fac pupăturile acolo, ăștia au nevoie de 3 voturi, o să încep să am și eu un cuvânt de spus în niște domenii. Care erau domeniile unde eu m-aș fi băgat până în plăsere? Protecția socială, care am creat-o și o știu, n-are sens să mai amintesc ce și cum. 2. Partea asta imobiliară cu care mi-aș fi urcat în cap, vorba aia. Acum, da. Și 3. Proiecte europene. Dar la proiecte europene pus... piciorul pe pedală, serios, nu povești de astea cu... Mă duc acolo și ies pe locul 4 și ajunge un orășel... Hai să fim serioși, eu nu vreau să critic acum, dar nu poți să-mi spui, nu poți să-mi spună cineva, iese Sibiu, doar Sibiu este un cartier al Iașului. Eu nu vreau să jignesc sibienii. Doamne ferește! Este frumos, nu știu de ce îi spune Herman Tad, că nu prea am înțeles, dar am spus, am să mă uit o dată în istorie, am să mă uit, nu,
Nu insist dacă da sau ba. Dacă termenul ăsta nu-i cam contrafăcut, da, nu mai contează. Dar se poate compara cu Iașiul, domnule. Nu poți să-mi spui că Baia Mare, oraș frumos, oraș frumos, a făcut băiatul ăla acolo, lucruri bun, foarte frumoase. Se compară cu Iașiul. Timișoara, e la în lumină de Iași, dacă o iau așa. Nu vreau să-i jignesc pe timișoreni. Dar bă, băiatule, hai bă, stați cu minți. Vorbiți, bă, așa de cele șapte coline că vreți voi. Eu am avut o doamnă la Cluj care spunea, bă, dar Iașiul tău, nu știu ce, băi, stai cu minte. Stai cu minte. Și a venit la Iași. Și mi-a spus, băi, Ioane, ai avut dreptate. Pozițional, Iașul este Iași. Orice am spune noi. Ori tu când vorbești de oraș european și ăsta nici nu încape pe locul 4, pe locul 5 și tot împins și împins și împins, e și la est, est. Că noi parcă am fi prieteni cu rușii la Iași. Om fi. Că nu știu de ce n-am fi. Că, vai de mine, vin rușii și ne ocupăm. Asta e o altă tâmpenie. Băi, rusul, dacă vrea să te ocupe, te ocupa, băi, tată, băi, te ocupa, În al doilea război mondial, rușii intrau, te ocupau, mergeam până la Tisa, erai Republica Socialistă Sovietică Română. Așa cum a fost la atâtea și vedere. Rușii au avut un tampon. Cum e și chestia asta cu Ungaria vrea Ardealul? Niciodată nu l-a vrut. Și vă spun eu că nu l-a vrut. Și e atât de simplu, matematic. Nu că suntem în NATO, nu că punctul ăla 5, granițele sunt nemișcate, nu, astea sunt povești. Nu-l vor. De ce? E foarte simplu. Și-a pus cineva problema că dacă Ardealul trece la Ungur, gata, tata, ia Ungurilor. Păi când se face votul, nene, la Budapesta, majoritar sunt românii. Da. Și vezi, președinte român, premier român, parlament majoritar, la Budapesta, majoritar român. Păi ce faci, bă, nene? Păi când s-o duce, cât o să în Ardeal, vreo 3 milioane de români și cu ce mai are Ungaria și restul, te termina pe unguri. Dom'le, lumea ar trebui să gândească puțin mai simplist. Ce spun eu? E o treabă simplistă. În esență dar, are. Dar dacă încep să vezi cum e cu românul, cam câți copii face, cât nu știu ce, nu știu dacă îi convine ungurului să lipească Ardealul. A, că vrea să facă așa o combinație, o treabă, aia e altă discuție. Însă, nu prea îi văd. Eu am fost la Budapesta și nu prea am văzut nici pe ungurii de la Budapesta. Foarte entuziaști, mâine luăm Ardealul sau... Nu! Ei vor bogățiile Ardealului. Asta e altceva. Și oricât ne-am supărat noi, le cam obțin. Le cam obțin. Și le-au obținut cu vârf și îndesat, domnule. Este noaptea minții să vină în România, asta a făcut-o Adrian Năstase, să vină în România și să ai tu mol. Adică guvernul austriac, guvernul maghiar, îmi face mie administrarea petrolului din România. Haide, noi suntem tâmpiți. Eu n-am nimic cu nimeni. Vă spuneam de Constituție. Dom'le, trebuia înscris în Constituție, că i-am spus atunci domnul Iorgovad, dar degeaba i-am spus, nu mai o să-l iertești pe băiatul ăsta, că văd că au murit cam mulți. Pune, domnule, în Constituție, domnule, rezervele naturale ale unei țări fac parte din strategia națională a unei țări. Nu poți să le leși așa la îndemâna unui ministru, a unui prim-ministru, a unui președinte, corect, a unei... conjuncturi... Acum, de pildă, e mare minune cu petrolul și cu gazele din Marea Neagră. Păi, domnule, fă-mi atâta referendum, dacă... Dar nu există în lege, vorbesc și eu, că ăla, cum aș fi vrut eu. Dacă fac eu, da, societate comercială românească, sau dacă o dau. Păi n-avem capacitate. Ce vorbești, mă, Franț? Aveau ungurii capacitate. Aveau o capacitate ungurii să-mi facă mie administrarea petrolului, ceva de speriat. Ei având petrol, vorba aia, pe toate ulițele. Da. Are dreptate Victor Orban când spune, dom'le, de ce să facă românii cu gazele? Gazele naturale. Bine, dar noi știm să facem, cum adică știți să faceți? Noi am avut fabrici, bă, tată. Aveam o industrie de polimer și de astea, de
Te uruiau ăștia. Și astăzi... Făceți-o, mă, nenorociților. Că e mare nevoie. Făceți-o, mă, nenorociților. Fibre, chestii, treburi. Să obține bănuți. O dăm, o dăm. Și ce facem? Luăm comisionul. Și ce facem? Păi mai facem o viră la Snagov, așa, cu vreo 36 de camere. Ce faci, mă, în alea 36 de camere? L-aș întreba pe fostul primar la cum îl chema, cu bordurile de la București. Videanu. Videanu. Ce faci, bă, tu, în căsoaia a... Nu, domnule, pare din avion, dar e o căsuță mică. Acolo, zona interesantă, Arlus, Latina, Marmură, de Rușchița. Știm, cunoaștem că nu suntem luați, da, de pe pereți. Mereu s-a vorbit că dădeați dumneavoastră exemplu Clujului. Dar la Iași s-a văzut această lipsă de unitate și acest Total. Războaie între, Total. Între palate. De ce s-a întâmplat? Pentru că ne-am făcut aici și aș vrea să vă întreb, aveți toată experiența necesară, pardon de expresie, COVID-ul lângă noi, dar ne-am căcăit, domnule Serbina, cu acest domnule, spital domnule, de la Lețcani, DNA-ul să... anchetează, milioane de euro. Eu vreau să vă spun, cel puțin cu acest spital... Maricel Popa a acuzat, acum nu știu. Foarte corect, foarte corect. Eu nu pot să, nu sunt în domeniu acum sau nu sunt pe o funcție acum, dar în mod cert, dacă eu eram într-o funcție, îl legam pe Marcel Popa. Deci eu mă exprim direct. Nu mă dau așa printr-o... Eu cred că dacă și erați în poziția aia, nu se ajungea. Nu știu, v-ați... îl legam pur și simplu. Nu-ți bat joc, bă. Nu de milioanele alea. Nu de turci, nu de tata, nu de mama. Păi să duci un ministru la sănătății. Mie nu mi-e simpatic. E un ministru. În fine. Cu alt ministru, da. Alexa, sau cum îl cheamă, Alexe. Alexe. Așa. Păi și găsește lacăte pe poartă și ăsta nu vine. Președintele Consiliului. Păi nesimțirii de asta până la urmă. Aici nu fac politică. Ca să ne lămurim. Dar trebuie să fii super nesimțit. Te duci pe, nu știu cât, 9 septembrie sau 8 septembrie sau ceva, te duci tu acolo și spui, totul este ok. O mai ești pe Gavrilă Camele lângă tine, care te-o scuipa 20 de ani că ești PSD-ist. Dar nu contează, acum o deveni PSD-ist, da. Că toată lumea se spală, șampon, head and shoulder și celelalte și treaba merge. Deci, domnule, te duci acolo și spui, mâine deschidem, avem tot cu tare, cu tare, dar de ce te duci tu cu 2 săptămâni înainte de alegeri și n-ai deschis tu în iulie, bă? Sau un nou august, bă. Bă, resimțitule, până la urmă, că eu spun în față dacă vrea. Să-l văd și mâine când dorește el. Cum îți permis tu ăștia, n-au locuri ăștia să chinuie, spitalele sunt full. Da. Stau oameni în ploaie, stau oamenii vai de mama și de zilele lor în spitale și ieșenii și restul. Nu mai discut acum de manager, că n-are sens. Deci, domne, este aberant, aberant. Și tu acolo, cu toată dotarea și cu restul, te uiți la serie și... Nu mi-a dat un aviz. Nu mi-a dat un aviz Ministerul Mediului. Da. Ce vorbești, Franța? Nu ți-a dat un aviz. Și tu unde erai? Erai cumva în Alaska și nu puteai să te duci până la București? Da, zăpezit. Băi, copilul, tată. Băi, nesimțitule. Nu se poate. Dom'le, cu oameni de ăștia nu se poate. Nu știu ce o să facă ăștia acum. S-ar putea să înțeleagă. Acum s-ar putea să înțeleagă Alexe cu Chirica. Chiar că Chirica a fost și el la vremea lui PSD-ist, dar el după 3 zile a devenit liberal de la alegeri, că el nu a așteptat mult. Totuși, s-ar putea să înțelegă, s-ar putea să facă ceva. Aveți... Dom'le, s-ar putea să facă pentru ceva. Că știți, să vă spun, ați fost în miezul problemei și ieșeniți cam sătui. Să vă spun o chestie. Noi trebuie să recunoaștem un lucru. Că iubim, că nu iubim, că suntem mai colorați. Fără de urăși de partenie, nu, în fine. În roșu, în albastru, da. În ceva, noi trebuie să recunoaștem un lucru. Aeroportul Iași a fost făcut de doi oameni. A domniții, care au pătimit din cauza unei lepădături, pe care o ținut-o el în brațe la Consiliul Județean, și care mă turna pe mine la Simirad, cu niște albume, niște fleacuri. Și... ăsta, cum îl cheamă, Bodea, care vrând nevrând i-a tras ăștia un șut la liberal și a trecut la USR. Ăștia doi au făcut aeroportul cu sprijinul lui Fenechiu, alt om care a făcut pușcărie. Deci asta este o realitate, domne. Că ieșenii nu vor să știe,
Cheșeni ne spun, a, nu, domnule, o lăsat bani și mi-a ce bani lăsat, vedeți-vă de treabă, domnule. Stați cu mine. Noi doi, când ne-am despărțit, ne-am despărțit de la o licitație care se dorea trucată. 60 de milioane de euro. Iar eu i-am spus bătrânului și tânărului veșnic, pleacă, domnule, de aici cu prostiile astea. Ne despărțăm. Ce să spun, ne despărțăm, ca să suntem căsătorii. Ca și cum ați fost, da. Păi, știi ce, iar rămâi tu cu excroții tăi, că eu îmi dau demisia. Hai, Valea. El ar fi fost foarte satisfăcut să facă o demitere, dar după aia s-a gândit el în gândul lui, băi, de ce îmi pune o mintea cu ăsta, că ăsta e dur al dracului, dacă e cu demitere și restul iese niște scânteci, oi fi eu președinte, dar cine știe ce iese cu ăsta. Las-o că e mai bine și o să dat el cererea de pensii, că mi-a făcut un calcul foarte simplu. Eu făceam 65 de ani în decembrie, aveam dreptul să ies la pensie și atunci era o chichiță acolo care spunea, dacă ești la pensie, îți mai dă 8 lefuri întregi. Și am spus, băi, ce sens are să mă cert eu cu ăsta toată ziua, dacă eu am 8 salarii întregi pe 8 luni de zile și îi spun lui ăsta la revedere. A, că pensia a fost de mizerie, asta e altă discuție. Nici eu nu mă așteptam. Chiar nu mă așteptam să fie în halul ăsta de mică. Da, se l-a avut ușor parșiv, așa au vrut Iliescu, așa au vrut alții. Pentru că eu vă spun o chestie. Cum se practică discriminarea în România, nu cred că se practică nici în Coreea. În Coreea și rupsânii au luat pe toți. Păi, tu mănânci pește, da? Dacă te prind că mănânci altceva, te-am las. Aia nu-i discriminare. Aia este dictatura bossului, la revedere. În România, în schimb, dacă te uiți cu atenție, cu atenție, nici nu trebuie multă atenție și nu trebuie multă știință, în anumite legi, vezi o discriminare de stă mintea în loc. Uite, de pildă, așa, ca amuzament. Toți care apar la televizor, politicieni, care de care mai deștept, zice, desfințăm pensiile speciale. Da, desfințați-le. Păi stai să vedem ce spune Curtea Constituțională. Păi ce aia sunt tâmpiți, că doar iau pensii speciale. Dar nu contează, să-i lăsăm în pace. Măi, nu putem. Dar cum să facem? După ce își iau ei masca de la figură să nu se înăbușă sau să nu aibă coronavirus de la divers, se gândesc ei, domnule, impozităm, îi rupem. Lumea spune, domnule, am impozitat, impozităm pensiile speciale, îi rupem în două. Cine credeți că a introdus acolo un mic ac în impozitarea pensiilor speciale? Orguța Vasilescu, PSD-ista. Nu asta la altă. Nu dușman ca asta, vă omor pe toți. Bineînțeles că cu acordul PNL-ului, băieții pupați Piața Independenței. Și ce au scris dumneavoastră acolo? Se impozitează pensiile speciale. Păi, nene, tu de ce te joci aici? Impozitul nu poate fi pe una așa, pe una așa, pe una așa. Impozitul este impozit. Deci tu când ai spus impozitez, tată, impozitez de sus până jos. Toată țara o impozitezi la nivelul de venituri. Când ai impozitat la nivel de venituri și spui, domnule, 7.000, de la 7.000 începe impozitul progresiv. Da. Nu contează că a fost pensie prin contribuție, prin nu știu ce, are 8.000, îl impozitez. Nu contează că e specială, că e nespecială, îl impozitez. Clar. În momentul ăla cu Teaguzel nu mai poate spune nimic. Dar nimic. Vedeți ce simplu? Uite, de asta nu eram eu agreat acolo. Vedeți ce simplu? Că nu mai poate. Curtea Constituțională trebuie să tacă. Pentru că Curtea Constituțională nu poate să spună unui parlament, dar de ce impozitez, bă, cu atâta? Că eu care sunt la Curtea Constituțională, bă, ce mușcheam? Nu. Noastră știți care e impozitul, apropo de socialiști, că eu socialist, știți care e impozitul într-o țară cu preponderență socialistă, Suedia? Că Suedia e cu preponderență socialistă, ca să-i lămuresc pe ăștia care vorbesc de comunism. Păi
ceva în jurul a 70-80%. Ia să ducă băieții noștri să mai vadă ce-i pe acolo. Cât ai câștigat, bă? 1.000.000 de coroane. 700.000 impozitul. La băiatul. Păi stai, bă, nene, dar mă lești cu 300.000? Asta e voința mea de socialist. La revedere. Păi dar ce faci cu banii aia? Am ce face. Spitale, drumuri, școli. Educație, corect. Etică. Hai, domne, că am ce face. Bine, nu fac ca în România. Am bani, facem autostradă, facem contract cu Bechtelul. Eu, de pildă, ca și dumneavoastră, ca și altul, am spus, păi de unde eu scos pe excroci ăștia, mă? Excroci, patentați, mă. Ce aflu? Aflu că Bechtelul a făcut autostrăzi în Albania. Tunele, tată, în munte și autostrăzi în Albania. Bechtelul. Păi și atunci, logic îți pui întrebarea. Stai, bă, cât de excroși sunt ăștia? Fac în Albania și nu fac în România? Ce, au avut ceva cu românii? Au ceva la nas, la gât, da, la urechi, la asta? Nu, românii n-au vrut. Imediat îți pică fisa. Și atunci când numai băieții tac mălc, când au plătit vreo 2 miliarde de spăgubiri Bechtelului, că s-a spus ceva așa, le-au plătit corect. În sensul că Bechtelul te-a dat în judecată. Stai, băi, nene, ai făcut un contract cu mine, eu mi-am pregătit, eu mi-am adus utilaje, eu mi-am adus tot și tu ce faci? Păi eu încă nu am făcut expropieri, eu acolo am gândacul de Colorado și trebuie să treacă pe sub nu știu ce, eu nu am avis de la mediu pentru Marcel Popa ca să deschid aia, eu, domnul, fii atent ce spun eu, te ucid ăștia când vrei să faci ceva cu avizile, te ucid, un simplu cetățean, ne mai vorbim de acum cu apartamente, cu chestii când vinzi, trebuie să ai partea energetică, partea lui pește, partea lui oaie, partea lui oaie, te duci la orice pe ei, nu e așa? Dar ce nu e așa? Nu e așa. Dar ce trebuie făcut? Măsurăm din tot, din nou, dar blocul e ăsta, băi, din 62. Nimic, se măsoară din nou. Tu nu, este o... Toți au impus instituțiile statului, plătite din bugetul statului, toți au impus taxi de aviz, taxi de aia, taxi de aia, taxi de aia. Păi, pe ce considerăm, bă nene, bă, pe ce considerăm, bă, tată, bă? Adică, e o chestie. Păi, cum vrem noi să facem administrație modernă? Eu eram, la un moment dat, când de acolo mi s-au tras, secretarul de municipiu, prin anii 80, fost dat afară, că băiatul consuma cam mult alcool, hai să punem un secretar. Eu eram pe locul 3. Proaspăt membru de partid, vă dați seama, în 80, eu aveam 2 luni de partid. Băi, primul secretar care era atunci, Leonard Constantin, a pus ochii mine. Ăsta e cel mai bun. N-am putut trece pentru că era... Da. Nu, era un alt om, nu dau nume, care îl avea pe vărul lui drept la Comitetul Central, în mâna dreaptă a lui Ceaușescu. Deci era greu. Oricât de bun erați dumneavoastră, degeaba. Lucrurile erau clare. Da, da, am atat și că primul secretar atunci a discutat vreo oră. Nu a vrut să cedeze, o ceda la urmă primul secretar Leonard. Și că el m-a întrebat pe mine, ce-i să faci de noi la municipiu? Doar și-o prim schimb tot. Păi stai că nu ești primar. A, nu, dar n-am spus că schimb politica primăriei. Eu am spus că schimb tot ce se cheamă contactul cu cetățeanul. Adică, păi facem noi acolo unde e holul ăla și unde se mai trage câte o țigară și restul, facem ghișei unice. Rețineți că eu asta o spuneam în 1980. Despre ghișei unice în România s-a vorbit în anul 2000. Și acum mai avem de lucru. 2000. Adică acum faci, băi, Serena? E foarte simplu. Aici e legea. Aici sunt imprimatele. Ce ai de luat? Autorizații de construcții. Ce scrie în legii că trebuie să depui? Aia. Da? Depune. Uite, ai aici imprimatele, completează-le, le depui. Vii după 30 de zile să-ți iei hârtia. N-ai ce căuta prin sediu. Umbli-te în vârți. Și am spus, stai și o vrim. N-ați fost și n-ați văzut și nici nu veți vedea.
Este noaptea minții să o vedeți pe femeia de registratură, cum umblă așa cu un maldor de hârțoage, să le împartă pe fiecare compartiment, și după amiază umblă înapoi cu un maldor de hârțoage să se întoarcă ca să le pună în asta. Femeia aia lucrează în jur de 20 de ore pe zi și nu-i om. Iar noi batem berbunca. Și ea stă acolo cu ochelare pe nas și scrie acolo la registru de intrare. De ce să fac asta? Am notat, bună ziua, i-am dat drumul, ia-ți mai mapa, hai, urcă sus. Simplu. Băi, Nechifor, era Nechifor primar. Băi, tu auzi Nechifor? Doar suprem, sigur, eu am notat aici, notat să primă, să nu am notat. Da. Bădurul la basc. Foarte interesant. Nu e nimic interesant. E un început și dacă dumneavoastră veți avea amabilitatea, plăcerea, ar fi onorant pentru noi să ne mai reîntâlnim în platoul Bezei Live, domnule Serbina. N-am reușit să, deși a trecut mai bine de o oră, n-am reușit nici măcar așa o fărâmă din ceea ce înseamnă viața dumneavoastră, activitatea dumneavoastră. Nici nu trebuie. Nici nu trebuie. Vreau să vă spun o treabă. Nu trebuie să gândiți vreo secundă că poate unul, doi sau trei de nebuni să-l intereseze viața mea chestie. Pe om, stimate domn, îl interesează o idee, o chestie. Ce ar avea el de făcut în? Ce le-aș spune tinerilor? Puneți mâna pe carte, băieți, și specializați-vă în proiecte europene. Bă, băieți, dar specializați-vă în proiect, ce am spus, și în 1900, cât era atunci, anul, nu mai simt, 2000. Și în 2000 am spus la fel, eu am creat direcția la Consiliul Județean. Bineînțeles, cu apostila lui Fleischer. Băi, specializați-vă în treaba asta. Este extraordinar de important. Băi, de la Uniunea Europeană, care ne bolmăjesc pe noi și hai, plecați de aici, n-au ce face în fața unor proiecte solide. N-au ce face. Firmele care vin, nu mai trebuie este voi să aranjați prin mită cât îmi dai ca să-ți dau ție să faci proiectul. Că atunci, tată, la revedere, drum bun. Aveți ceva de făcut? Dacă eu acum l-aș sfătui pe Alexe, băi băiete, vrei să faci proiecte? Sau Chirica, vrei să faci proiecte? Da. Ia-i pe aia de la Banca Mondială. Au firmă. Păi stai, tu nu ai nebunit, cum să-l iau pe ăla? Ăla îmi cere 1 milion. Da, dacă câștigi 100. Ia să fim și noi puțin mai cu ieșic. Păi hai să facem. Păi dar degeaba dai tu la unul 500 de mii de euro, jumate, jumate. Bara, bara. Vorba românului, parandărât, cum atâta nu este. Parandărât, să spun. Da, da, da. Degeaba dai așa cu parandărât, când proiectul tău e Vax Albina și îți spune ești pe locul 4 la asta, cum se cheamă, când orașul vine european. Exact, clasament. Degeaba. Ia fă tu cu ăștia să vezi cum ești pe locul 1. Foarte interesant. Despre asta a fost vorba asta astăzi. Asta era ideea de bază. Dragi, că abia am început discuția. Prietene, abia acum. Repet. Merită să ne reîntâlnim astăzi în fața dumneavoastră, Ion Serbina. Ați văzut, iată, 17 ani, dacă e să vorbim de activitate în Consiliul Județean, vorbim de 38 de ani de activitate în administrația publică și înainte de 89 și după 89. Așa că, mă, băieți, ca să Pus armata, ca să o punem. Am făcut și armata, nu? Bă, băieți, puneți mâna pe carte ca să-l citesc pe domnul Serbina. Puneți mâna pe carte și la proiecte europene, nu la vrăjel de astea de Jumboș lucruri de 2 lei. Mulțumesc frumos, multă sănătate vă urez. Așa își vream, sănătate și dumneavoastră. Cel mai important, le mulțumim prietenilor noștri. Noi ne reîntâlnim mâine, pentru că, iată, sunt 160 de ani de la fondarea primei universități moderne a României, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Ne întoarcem la Universitatea din Iași. Vom avea invitat un istoric, conferențiar universitar, dr. Ionuț Nestor, Facultatea de Istorie, Departamentul de Istorie. Vom încerca să vă introducem și pe dumneavoastră, nu doar pe dumneavoastră, dragi eșeni, dragi români, în, repet, istoria celei mai vechi universități moderne. Vă rog! Vedeți dacă nu cumva cea mai veche e asta cu medicina.
să fiți atenți la capitolul. Corect, ce menționați dumneavoastră este și facultatea de medicină dentară, pentru că să s-a întâmplat. Să fiți atenți la capitolul ăsta, nu cumva să fie asta prima. Acum nu vrem să mai fie niciuna prima, să vorbim de Universitatea din Iași, să ne întoarcem poate la Academia Mihăilean. Mulțumesc frumos, dragi prieteni, numai bine, la revedere!